muzică și radio cu Lenții Chiriac. Muzică și radio continuă aici la Radio România Actualități și intrăm acum în zona rockului autohton. O să vă propun o întâlnire cu un muzician român stabilit încă din anii 80 în America și este vorba despre Gelu Ștefan, fost baterist în grupurile Iris și Monolith, dar care a colaborat de-a lungul anilor și cu chitaristul Dan Bădulescu. O să vă reamintesc că numărul de telefon 0748 887766, dacă aveți mesaje de trimis, dacă aveți în continuare în preferințe pentru buy request-uri, care vor intra în calcul imediat după știrile de la ora 2. Și de asemenea să vă spun că puteți apela cu mesaje și la pagina de Facebook a emisiunii, care se numește Muzică și Radio Rock Show. Revin la Gelu Ștefan și vă spun că în acest moment el cântă alături de grupul american Under Spell și cu această ocazie vă spun că are de gând să editeze și un al doilea disc cu acest grup american. De asemenea, imediat după știrile de la ora 2 am să vă propun multe alte noutăți discografice, inclusiv din zona rockului progresiv. O să aveți multe alte informații din zona rockului, inclusiv un concurs cu două invitații pentru festivalul Posada 2019. Așa cum am spus ceva mai devreme, ce va avea loc în weekendul următor la Câmpul Lung Mușcel. Și haideți să-l introduc în emisie, în premieră aici la Muzică și Radio, pe Gelu Ștefan, venit în România într-o mică vacanță. Îți spun bun găsit, Gelu, în această ediție emisiunii Muzică și Radio, pentru că, așa cum poate știi, dacă nu o să afli astăzi, periodic readuc în atenție muzicieni care au jucat un rol important în muzica rock. Tu ești astăzi la rând un muzician care, cel puțin în anii 80, a fost destul de activ, apoi a plecat din țară. Un muzician pe care mulți dintre cei care ascultau rock și mergeau la concerte în anii 80 îl știu drept fostul baterist al grupului Iris, dar și fostul baterist al grupului Monolith. Monolith, care era trupa lui Florin Ochescu, de fapt era trupa cu Florin Ochescu, un fel de trupă de acompaniament pentru Dida Drăgan. În primul rând mulțumesc pentru invitație, este o... Pentru mine e un privilegiu și încă o dată îți mulțumesc, Lenții, pentru acest lucru. Așa, din punctul ăsta de vedere, lucrurile stăteau un pic diferit din așa ce am văzut eu. Trupa era într-adevăr pentru Dida Drăgan. Dida Drăgan era vedeta, noi eram într-un fel acompaniament, dar noi nu ne vedeam așa, noi ne vedeam ca o trupă. În sensul că Florin, când compunea pentru trupă și era foarte atent și foarte în detaliu,
despre ceea ce scria și dorea ca noi să facem exact ceea ce dorea el, ca lucrurile să meargă bine și trebuia să fim împreună și să cântăm împreună. Hai să luăm cronologic, să spunem că prima ta trupă cu adevărat importantă a fost Iris, practic. Da, e adevărat. Înainte de Iris, cu cine ai cântat? Înainte de Iris am mai cântat, practic eu am început să cânt, prima mea trupă a fost în liceu, în clasa a noua și surpriză, surpriză, cine cânta la pian? Tino Furtună, care era coleg de clasă acolo și el a fost practic prima trupă care am cântat atunci. Au mai fost și alții, am cântat împreună, ne-am despărțit, fiecare cu situația care eram, cu drumurile noastre. Dar aia a fost prima trupă serioasă cu care am cântat, a fost Iris, datorită lui Mihai Andrieș, care eram prieteni toți, eram mai mulți, el știa alți muzicanți care eu nu-i știam și el a fost cel care m-a introdus la trupa Iris când au avut nevoie de un toboșar. Gelul era o perioadă, mai ales la începutul anilor 80, când practic în fiecare liceu exista cel puțin o trupă. Toate trupele, de fapt erau foarte multe trupe, repetau, nu știu, la uzine, fabrici, case de cultură și așa mai departe. Uh-huh. Începuse și o perioadă în care se schimbase un pic genul, după un hard rock așa, mai de factură mai oldies. Începuse perioada hard rock mai în forță, heavy metal, era o perioadă în care se schimba un pic scena în România. Cum ai ajuns tu la Iris, practic? Pentru că în acea perioadă, cel puțin în București, erau zeci de bateriști, zeci de chitariști, de fapt sute erau. Da, eu vorbesc de oameni care cât de cât aveau ceva peste medie. Și era destul de greu să ajungi mai ales la o trupă cunoscută. Eu, practic, am apucat să cânt un pic. Noi repetam atunci la Technic Club, cum se chema. Și noi începuserăm să repetăm niște piese din repertoriul englezesc în perioada respectivă. Chiar american, cu o trupă de prieteni. Am rămas prieteni până în ziua de astăzi. Cântam Johnny Winter, cântam Cream, cântam, chiar abordam ceva Led Zeppelin. Și în sensul ăsta, mie îmi plăcea, simțeam că asta este chemarea mea spre genul ăsta mai hard rock, mai puțin soft. Și probabil că cineva a auzit acolo. În fond, de fapt, unul dintre chitariști era foarte bun prieten cu un basist, cu care am ajuns să fiu foarte bun prieten, Marty Popescu. Cine nu-l cunoaște pe regretatul Marty Popescu, un om extraordinar, care îl regretăm toți că a dispărut. Și prin el și prin Mihai Andrieș, practic, am reușit să cunosc mai multă lume chiar decât Iris. Am cunoscut pe Sorin Chifiriu, care era un fel de idol pentru mine în perioada aia, Dan Bădulescu, Sorin Tudoran, regretatul Sorin, care a fost iarăși un moment extraordinar din viața mea. Acești oameni erau foarte dedicați, extrem de buni la ceea ce făceau, trecuseră majoritatea prin conservator, deci avuseseră cel mai înalt nivel de pregătire muzicală posibilă la noi aici în țară. Și în felul ăsta, practic, am ajuns să cunosc niște oameni, dar nu știu cum. Efectiv a fost, vreau să cred că le-a plăcut cum băteam la tober stilurile respective, fiindcă mie îmi plăcea extrem de mult, adică simțeam că asta e muzica și continui să cred că genul ăsta de hard rock, heavy metal, este ceva care mă caracterizează pe mine. Sunt absolut convins. Adică am încercat, am cântat orice la viața mea. Absolut orice gen de muzical l-am cântat. Astăzi, după atâția ani de zile, continui să cânt heavy metal. Clasic, clasic și nou. Însă, hai să ascultăm acum o piesă pe care tu ai înregistrat-o alături de Dan Bădulescu, pentru că ai cântat și cu el o perioadă. Se numește De 1000 de ori, o piesă care avea așa o tentă un pic punk, mi-aducea aminte așa de ce experimente făcea Sorin Chifiriuc. Care era formula din trupa lui Dan Bădulescu? În momentul Dan Bădulescu, pe care mulți îl știu și că a fost chitarist în Roșu și Negru mai ales. Un chitarist excepțional, un băiat excepțional, care mi-a făcut foarte multă plăcere și sunt continuare prieten cu el. În momentul respectiv, cine a fost pe înregistrare a fost Dan, a fost Ștefan Constantinescu la bas și cu mine la tobe. Cu Sorin Chifiriuc am avut alte înregistrări care Dan cred că le are.
Nu le mi-aduc aminte acum. Ok, da. Hai să ascultăm de 1000 de ori cu Dan Bădulescu, cu Gelu Ștefan la tobe. De 1000 de ori mă trec pe zi. De ce a fost tot ce a fost, ce va mai fi? Ce-ți fițit, un bărac să fur. Unde sunt cei bătrâni învățători? De ce taina nu spun, nu vor? Unde sunt cei bătrâni învățători? De ce taina nu spun, nu vor? Poate ei știu, știu de demult că strigătul primar nu are început. Întreb pe părinți De ce? Sunt un copil nesâmpărat, are leacănie și iar cu asfalt. Sunt un copil nesâmpărat, are leacănie și iar cu asfalt. Cei bătrâni învățători, de ce taina nu spun, nu vor? Sunt un copil neasâmpărat, marele cânie și iarba asfalt. Poate când barbă albă voi avea, toiac, tichie și manta. Elixirul vieții voi afla, totul e să sper data ta. Muzică și radio la Radio România Actualități. Hai să continuăm discuția, Gelu, despre perioada ta alături de Iris. Nu ai stat foarte mult, nu? Cam un an, cred că ai stat. Un an sau chiar mai puțin. A fost o perioadă senzațională. Efectiv, i-am iubit pe toți din trupa Iris. Am cântat câte locuri am putut să cântăm și mi-aduc aminte cu dragoste de momentele alea și îi iubesc la fel de mult atunci cum îi iubesc și acum și îmi pare rău că lucrurile s-au deteriorat mai repede decât trebuia. Eram tineri, plin de energie, plin de testosteron și de nebunie și efectiv câteodată ne luam mințile din loc. Făceam greșeli, spuneam lucruri care nu trebuiau spuse și s-a întâmplat. Istorie. Deci asta a fost atunci. Era formula cu Cristi Minculescu la voce, tu la tobe, cred că era H-ul la baz. Anton, da. Anton și Adi Ilie la chitară. Adi Ilie la chitară și da, asta era. Asta era formula. Tu n-ai apucat însă să înregistrezi nimic cu Iris. Nu. Dar ai fost de față sau ai fost în formula când s-au compus noi piese? Da. Și mă refer la piese, compoziții proprii. Pentru că știi că era o perioadă la începutul anilor 80 când repertoriul Iris era multe ACDC, Whitesnake, Deep Purple și așa mai departe. Da, mi-aduc aminte, Cine mă strigă noaptea a fost compusă în fața mea, practic, de Adi. De fiecare și-a adus contribuția lui. Deci tu ai fost atunci când s-a compus Cine mă strigă noaptea. Da, Din păcate e singura piesă, Iris, care, vorbesc din varianta originală, nu mai există
pe nicăieri. Numai Adi Ilie poate nu să are, spune. Nu are, nu are nici el? Dacă nici el nu are, nu are nimeni. E singura piesă. În rest toate sunt cu valuri, Călătorul și asta ai fost de față, nu? Da, 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 au fost. Unele din astea mi-aduc aminte. Nu mi-a le aduc aminte toate, dar au fost un număr de piese. Mi-aduc aminte că Adi insista să cântăm piesele noastre originale și am fost total de acord. Și în ziua de astăzi sunt de aceeași părere. Cover e cover, dar piesele tale originale sunt Cine ești tu? Cine ești tu ca trupă, ca compozitor, ca toboșar, ca orice. Cum era perioada în care erai tu la Iris în rock-ul românesc în anii 80? Spun cinstit că nu mi-aduc aminte, fiindcă eram atât de cuprins de ce se întâmpla acolo, că eram izolat de restul lumii. Eram atât de în trupa asta, adică eram atât de băgat în trupa asta, atât de interesat de tot ce aveam noi, discuțiile noastre, aveam planurile, glumele noastre, tot ceea ce se întâmpla îmi lua efectiv. Restul lumii nu exista pentru mine în clipa aia. Eram atât de fericit cu băieții ăștia împreună, tot ce se întâmpla. Mi-aduc aminte de, bineînțeles, nu pot să uit, de trupele lui Sorin, bineînțeles, cu Domino și așa, Roșu și Negru pe partea cealaltă. Sfinții erau un pic mai la o stratosferă, erau la alte nivele și cam astea mi-aduc aminte. Deci Holograf începuseră, mi se pare... Cine mai era? Nu mai mi-aduc aminte. Adică dacă Erau multe trupe. Da. Era Icar, Jad, nu știu, erau zeci de trupe. Toate intraseră în zona asta mai heavy și mi-aduc aminte că la cam toate concertele era sold out totul. Era o perioadă în care oamenii ascultau heavy rock, erau foarte atenți. Le făcea plăcere să participe și asta e o discuție care deja trece dincolo de muzică. De ce oamenii erau atât de interesați de rock în perioada aceea și în ziua de astăzi parcă nu mai sunt atât de interesați. Chiar ai explicație? Acum câteva zile am avut norocul să stau cu Mihai Andrieș la el acasă, m-a invitat să observ, să ascult un interviu care Steve Wilson de la Porcupine Tree. Da. L-a avut și mi-am dat seama că el a verbalizat foarte bine niște gânduri care le aveam. Și spune, i-a spus un lucru care sunt cu totul de acord cu el. Ideea era, în perioada respectivă, noi, ca populație din perioada respectivă, ne identificam practic cu muzica aia. Însemnau multe lucruri, însemna un fel de rebeliune împotriva unui sistem, împotriva unei familii, împotriva unei religii, împotriva oricui. Și în același timp era un sens de libertate de care aveam atâta nevoie, simțeam că asta este practic aveniu. Locul nostru, pe unde ne trăgeam aerul ca să respirăm, fiindcă știm și noi situațiile care erau în anii 80 până în 80 și când s-a terminat tot circul ăla, simțeam că așa trăim și noi, simțeam că avem și noi ceva, ne identificam cu ceva, era important pentru noi în perioada aia. În ziua de astăzi este o super afluență de muzică mediocră. Și problema asta face ca să... acea muzică mediocră, fiindcă poți să o faci singur de acasă cu un computer și un keyboard, nu costă nimic pe nimeni, costă ceva timp pe nimeni și în același timp este foarte ieftin de pus pe orice post de radio sau televiziune, mai puțin, dar post de radio care e internet sau ce ar fi, este foarte ieftin. Și atunci, dintr-o dată, vezi că este... tot ce auzi este aceeași muzică lipsită de culoare, de gust, de taste, de simțuri, de orice fel, de orice gust. E ceva cenușiu și fără sens, din cauza superabundenței. Și atunci, bineînțeles, că muzica asta care este mai dificilă și care te implică și care strigă la tine, te trage de mânecă și îți desfundă urechile, devine ceva care este, oamenii probabil că nu mai sunt atât de interesați să fie scuturați în felul ăsta. După perioada Iris, am vorbit noi ceva mai devreme, ai colaborat cu Monolith și din păcate n-au fost înregistrate foarte multe piese cu Monolith, foarte puține, n-a apărut niciun disc, ceea ce ar fi fost chiar ok până la urmă, după care tu ai dispărut, practic. Da, am să spun unde am dispărut. Deci, după ce am terminat cu Iris, n-am prea avut de ales, a trebuit să... fiindcă nu aveam, trebuia să-mi găsesc un sistem de a trăi, de a mânca, de a avea un ban și atunci am început să cânt pe la restaurante unde am putut. În perioada respectivă cântam la Continental cu Lucian Chivu și Răzvan
nu mai țin minte cum îl cheamă, la bas. Da, trupa. Așa. Și asta a fost perioada dinainte de Monolit. Da. Problema cu Monolit a fost, n-au înregistrat, fiindcă ei când au venit la mine și mi-au propus să cântăm în trupă, care a fost un lucru senzațional, încă o dată, a fost așa ca o mare onoare care am simțit-o, adică să cânt împreună cu Florin Ochescu și cu Dida Drăgan, cu prietenul meu Hașea, adică am fost efectiv foarte impresionat, am avut impresia că a fost efectiv Dumnezeu, l-am apucat Dumnezeu de picior. A fost perioada de început în care pregăteam piesele, în care am cântat, după care au urmat turneele. Și ca de obicei, la sfârșitul unei serii de turnee, când toate piesele s-au așezat și toată lumea știe exact ce are de făcut, te apuci și înregistrezi. Este momentul în care eu am dispărut din trupă. Deci de-aia eu n-am fost implicat în înregistrări. S-au înregistrat niște piese, de ce n-a fost mai mult? Ar fi trebuit, fiindcă trupa suna foarte bine, toți eram mulțumiți de ce se întâmplă, Dida cânta foarte bine, ea totdeauna cânta foarte bine. Și ar fi trebuit, sincer să spun, mi-a părut rău că n-a fost un Monolit. Ce s-a întâmplat după Monolit este aceeași situație, zic, lipsa banilor, m-au forțat într-o situație în care să accept compromisul să cânt la restaurant și am avut norocul să cânt cu o trupă care ei cântau deja de ceva ani de zile, erau împreună, erau doi din ei, erau frați și făceau foarte mult RDG pe vremea. Ideea era că vor să schimbe trupa și au schimbat basistul și toboșarul cu mine și solistul vocal a preluat basul să cânte. Și suna foarte bine. Era o trupă mai mult de disco decât de orice. Și am stat împreună cu ei aproape 5 ani, fiindcă erau niște băieți foarte buni, foarte serioși și lucrurile au mers bine. Adică din punct de vedere financiar și muzical. Muzical nu era mulțumit, bineînțeles, dar era un compromis bun. La un moment dat, tu ai părăsit țara. Și ai plecat în America, nu? A fost un drum mai lung decât atât, dar am ajuns unde vroiam să ajung. În 87, după ce cântam cu băieții ăștia, am primit o ofertă de la unul dintre de saxofonist, care împreună cu vărul său, care era violonist, avea un contract să cântăm pe un vapor pe Dunăre, Steaua Dunării, noi trei. Și asta am simțit, zic, asta e, dacă nu o fac acum, nu o mai fac. Și cum am ajuns în Viena, am coborât după vapor, toți practic am coborât și ne-am dus după cumpărături. Eu eram cu două perechi de pantaloni, cu trei perechi de cămăși pe mine și îmbrăcam, nu puteai să pleci cu bagajul la tine. Și lăsasem tobele, tot, lăsasem totul pe vapor. Și am ajuns în Traiskirchen, ca să o fac mai scurt. Acolo am trecut prin procesul normal, care a fost foarte traumatic, mai ales când nu știi despre ce e vorba și când vii de la muzica artist. Dintr-o dată te trezești nimeni acolo, între alți, tot felul de oameni, din tot felul de țări. Și de acolo am aplicat pentru emigrare în America și Canada. Soția n-a vrut să vină direct în America. Azi i-a fost teamă din cauza propagandei care o auzea toată ziua. Și am plecat în Canada, inițial. Și acolo am făcut actele ca să o aduc și pe ea și pe fiica mea în Canada împreună. A durat vreo 2 ani de zile. Însă ăla a fost un moment în care am luat o decizie să termin cu muzica. Adică eram efectiv, simțeam că nu pot să mai fac lucrul ăsta. E greu de înțeles acum pentru mine, dar am făcut-o. Lucrul ăsta a coincis cu convertirea mea la creștinism. Ne consideram toți creștini, toți nu suntem, dar nu eram creștini, să zic așa, credincioși în adevăratul sens al cuvântului. Asta a fost un alt motiv care ulterior m-a făcut să renunț la muzică, fiindcă biserica creștină reformată în care m-am dus considera muzica rock satanică. Și orice era legat de aia era satanic și demonic și în toate felurile. Și niște ani de zile am crescut așa, am încercat actually să mă fac preot, m-am dus la seminar, eram băgat până peste cap. Asta până într-un moment în care mi-am găsit de lucru. Deci asta a fost experiența Canada, 6 ani de zile după care am primit de lucru în America. Deci putem să discutăm alte detalii, cum am ajuns acolo, dar e prea mult. Am avut de lucru, am fost la o școală, mi-am găsit de lucru în sudul Floridei și acolo, la compania asta, m-am întâlnit cu cineva în avion. Stătea lângă mine un bătrân, lângă mine un alt tânăr, mergeam și și el mă întreabă, ce mai faci, nu știu ce, dar eram aproape de venit. Zic că mă ocup de chestia asta, înainte mă țineam și de tobe. Și ăsta zice, și eu sunt toboșar. Tipul ăsta avea peste 70 de ani.
Da, foarte drăguț. Și spunea, că te-ai lăsat de tobe? Da. Ne, nu există așa ceva. Toboșarii nu se lasă de tobe. Noi suntem bolnavi. Înțelegi? Aia, ești toboșar, nu te schimbi. Rămâi toboșar. Lângă mine ăsta, altul ascultă și el ce vorbeam noi aici. Stai că și eu sunt toboșar. Na, sunt prins între ei acum. Și de-ai discuși. Asta se ducea în Fort Lauderdale, că avea un contract să cânte pe vapor. Și în felul ăsta m-am reîntors practic la tobe, că m-a pus pe gânduri într-un fel în care a trebuit să-mi dau, să mă hotărăsc ce să fac. Și m-am hotărât să mă întorc. Deci după niște ani de zile, din 87, când practic am fugit și am terminat cu tobele, m-am reîntors la tobe, să zic așa, prin 97. Deci 10 ani de zile n-am pus mâna pe nimic. Și m-am întors, am început să studiez, n-a fost ușor. Am încercat să cânt cu o trupă. Am cântat, l-am înlocuit pe toboșarul lor în Canada, mi s-a părut o chestie foarte mare, că eram încă pe acolo, dar încă nu eram hotărât să... Acum mi-aduc aminte, deci când m-am hotărât, practic, să mă apuc de tobe, trecusem prin experiența asta în care am cântat cu un tip de acolo și, iarăși, ăla erau băgați cu droguri, cu nu știu ce, nu m-a interesat. Zic, eu nu vreau să fac parte din chestia asta. Dar când m-am întors, în 97, 96, 97, m-am apucat să studiez, m-am apucat să pun mâna pe metode, m-am dus la... Atunci mi-am dat seama câtă informație există acolo. Tot ceea ce mi-a lipsit în România, acolo aveam. Aveai profesori, dacă trebuia, aveai cursuri, aveai manuale, între timp și internetul, dar așa m-am reîntors. A durat ceva timp și nivelul de acolo este foarte ridicat și aici a crescut foarte mult. Am văzut toboșari excepțional și aici, nicio problemă. Dar așa m-am întors la muzică acolo și practic întâi am cântat la biserică, dar nu le-a plăcut de mine, că eram prea violent. Zis... Nu le-a plăcut de mine. După care am început să zic, băi, nu mai îmi place mie de voi până în alta. Și practic am început să mă distanțez de biserică. Am început să cânt din nou, deci astăzi 2019, prin 2010 m-am întors. Am început să cânt cu trupe locale după ce m-am mutat în Dallas, din Florida. Am început să cânt cu trupe locale la tot felul de locuri, baruri, covers. Asta e tot ce cântam. La metal... Ne întoarcem la metal, dar cu 2 ani de zile, iarăși am stat, zic, mă las sau nu mă las? Aceasta e întrebarea. Zic, e un lucru care nu l-am făcut. Zic, n-am avut un profesor, un mentor. Zic, mă duc la un mentor să vorbesc cu el, să iau un curs de intensiv de câteva zile, o săptămână sau cât o fi, și zic, vreau să fie unul dintre ăștia mari. Și am pus ochii pe Thomas Lang. Thomas Lang e un austriac, toboșar care a cântat și la filarmonică, Filarmonica din Viena, cu un rezume extraordinar. Adică e de necrezut ce poate să facă la tobe și un tip extraordinar de bun. Zic, ok, m-am dus acolo. Și am luat un curs, o săptămână, am ieșit năuc de acolo. Mi-a trebuit vreo 2 luni să mă dezmeticesc, să înțeleg prin ce am trecut. Un lucru e sigur, că m-a hotărât să mă întorc. Zic, se poate. Într-adevăr era bun Thomas, dar zic, ăia alea din prejurul meu nu erau așa extraordinari. Zic, nu făceau nici ce făceam eu unii dintre ei. Zic, pot să fac lucrul ăsta. Și nu era vorba despre ei, era vorba despre mine. Am luat următorul curs care l-avea în iulie și aia m-a determinat să studiez ore în șir în fiecare zi. Și ca întotdeauna, au venit la mine niște tipi care au aflat de mine și mi-au zis, avem o trupă metal, avem audiție, vrei să vii? Cu cea mai mare plăcere. M-am dus, am cântat cu ei din prima, după atâția ani de zile de cântat cu tot felul de... era nimica toată. Am reușit-o, m-au luat în trupă și ăștia sunt trupa cu care cânt astăzi. Adică Under a Spell. Under a Spell. Da. O trupă de metal, per total. Da. Mm-hmm. Hai să ascultăm o piesă cu această titulatură. E o trupă americană, tu e singurul român de acolo. Mm-hmm. Și apoi revenim aici la muzică și radio cu ultima parte a interviului cu Gelu Ștefan. And
Muzică și radio cu Lenzi Chiriac. Am ascultat My Dead Life, o compoziție la care ți-ai adus tu contribuția sau practic acolo există un compozitor și restul execută ce spun sau se face cum se și făcea pe vremuri la noi, în echipă totul? Totul se face în echipă și acolo, în trupa asta. Este mult mai simplu să vină unul să scrie ce ai de făcut și nu te doare capul. E mult mai dificil când ăla spune bate ce vrei și stăm de vorbă. Și deja, în fapt, asta am și făcut. Adică, în funcție de ce s-a cântat, am bătut, iar ei mi-au mai dat sugestii. Ok, partea asta ar trebui să o facem mai așa, elaltă mai așa. În general, eu mi-am făcut partea mea cu sugestiile fiecăruia care au fost. Dar este o trupă pentru plăcerea voastră de distracție sau urmăriți să faceți ceva mai important? Sunt planuri, dar suntem suficient de realiști să înțelegem că lucrurile pot să ajungă undeva sau pot să ajungă în nicăieri. Este foarte posibil lucrul ăsta. Și asta este în funcție de ceea ce fiecare crede. Asta e mai mult o discuție spirituală, dacă ar fi să o luăm. Fiindcă, efectiv, numai un pic, să spun, este vorba despre legea atracției și dacă în mintea ta și chiar crezi că ai un lucru care e al tău și al tău o să fie, o să se întâmple, se va întâmpla. Dar asta e altă discuție pentru altă dată. Deci depinde foarte mult de grup, în general, de energia grupului, dacă lucrul ăsta va progresa sau nu. Eu personal nu sunt interesat în a merge în turnee, fiindcă lucrez, am o slujbă, lucrez în IT și turneele sunt mai dificile decât par la prima vedere. Adică un turneu de 2-3 săptămâni nu m-ar deranja, dar să stau în turnee de-astea cum stau alte trupe cu lunile, n-aș fi în stare. Nu cred că aș rezista la așa ceva. Oricum, în America, viața e grea în zona asta de show business. E foarte, foarte greu să ajungi la un nivel înalt. Din mult mai multe motive, putem vorbi ore întregi despre... Oricum, s-a schimbat după 90, nu numai în America, dar și în Europa, trupele au parte de o altă abordare a casei de discuri. Înainte, știi cum mergeau lucrurile simple. Cântai în cluburi, venea un băiat, se uita la tine odată, de două, de trei ori, vedea ce reacție are publicul și îți propunea un contract. Te duceai în studio, totul plătit de casa de discuri. E, acum lucrurile nu mai sunt chiar așa, da? Acum cam toată lumea își face discul pe banii lui. Ca și noi, de altfel. Da. E destul de dificil, cu atât mai dificil în America. Chiar cum vezi tu ce se întâmplă acum în America, în muzica rock, din perspectiva unui om care a trăit mulți ani în România, unde rock-ul era așa considerat chiar o tâmpenie pentru foarte mulți? Americanii își iubesc rock-ul și există public, fiindcă e o țară mare, 300 și ceva de milioane de oameni. Există, în special în orașele mari, există un public foarte dedicat pentru muzica respectivă. În același timp, sunt mulți care sunt curioși și alții care sunt aspiranți, adică vor și ei să știe despre ce e vorba. Iar, într-adevăr, vezi la trupele mari o grămadă lume venind, la trupele mai puțin mici, mai puțin mari, nu e atâta lume. De ce? Fiindcă nu-i cunoaște nimeni. Deci, încă o dată, este problema asta de marketing care nu atinge peste tot. Și, în general, cine are bani ca să facă reclamă sunt trupele mari care lucrează în continuare cu casele lor de discuri sau au suficienți bani deja ca să-și permită așa ceva. Trupele care au succes, continuă să aibă succes și sunt acolo, deci toată lumea vrea să vadă Metallica, oricând să vadă, știu eu, noua formulă de Led Zeppelin și așa mai Paul McCartney și așa mai departe. Astea sunt nume care deja nici nu mai e nevoie să facă multă reclamă. Trupele care n-au atâta reclamă speră să se lipească pe lângă câte o casă de discuri. Și ideea este să încep să faci turnee ca din ce în ce mai multă lume să știe că ești acolo și că ceva o să se întâmple bine și pentru tine în viitor. Ce o să se întâmple în viitor? Da. Gelu, sunt mulți români plecați în America, mulți muzicieni români plecați în America. Nu te-ai gândit să iei legătura cu ei să faceți acolo o trupă?
M-am gândit, dar ideea de trupă este foarte dificilă din cauza distanțelor, adică știu de muzicanți care sunt în alte zone ale Americii și am luat legătură cu ei, nu în ideea să facem trupă, dar să ne salutăm. Este foarte dificil când nu ești acolo. Practic, muzica este un lucru local până la un punct. Deci trebuie să fii acolo, trebuie să te vadă lumea, trebuie să ai interacție cu publicul, cu anumite persoane, să zic așa, și cu alte trupe și în felul ăsta ajungi să fii cunoscut ca persoană și în viitor ca trupă. Este un lucru foarte individual, în mod sigur. Adică trebuie să fii foarte proficient la instrumentul pe care îl faci și de multe ori pornești cu cineva și ajungi să cânti în câteva luni de zile cu totul altcineva. Este foarte posibil. Hai să mai vorbim un pic despre acest grup Under a Spell, o trupă pusă pe picioare în urmă cu ceva ani de muzicieni care sunt inspirați mai mult de școala americană sau de școala europeană? Mai mult de școala europeană. Da, că așa mi-am dat și-o seama din punct de vedere muzical. Pare o ciudățenie. Nu. Sunt foarte multe trupe care sunt mult mai atenți la heavy metal european, care este mult mai clar, mult mai definit, mult mai avansat. Americanii au venit cu niște curente de heavy metal care au pornit din Los Angeles și alte zone, Virginia, de exemplu, care mă gândesc la Slayer din Los Angeles sau... Nu mai vorbesc de Metallica, vorbesc de trupe mai noi, Lamb of God, de exemplu, care sunt o trupă din Richmond, Virginia, original. Și sunt multe alte foarte bune, foarte buni muzicanți și așa mai departe. Multe trupe încearcă să copieze, practic, modelul european, finlandez, suedez. Da. Tu, când ai început să bați la tobe în anii 70, care era tobarul tău preferat? Mi-aduc aminte, primul a fost Ringo Starr. Eram terminat după el. Asta înainte de anii 70 chiar. După care am trecut la Ginger Baker, John Bonham, bineînțeles, acolo am stat mai mult la John Bonham. Și au mai fost și alții care mă depășeau mult prea mult de la Carl Palmer. Era mult prea departe pentru mine. Dar ăștia puteam să mai iau câte ceva de la ei. Și în acest moment... Cine te atrage așa în mod special? Acum studiez, de exemplu, cu Todd Zuckerman, care este toboșarul de la Styx. El este cunoscut ca unul dintre educatorii de bază, cel puțin în America. Toboșari care mă impresionează în clipa asta sunt foarte mulți, dar am să spun mai câțiva. Unul dintre idolii mei e Chris Adler. El a fost până acum de curând toboșar la Lamb of God, de-aia spun de el atât de un toboșar care nu știu câți am văzut să cântecă. Am văzut, sunt cei clasici pe care îi urmăresc, Dennis Chambers, bineînțeles, continui să-l admir pe John Bonham și să imit câteva lucruri de la el, dar cam mă opresc aici, fiindcă Thomas Lang, dar el e mult prea departe, adică stil, e vorba de studiu la el. Care urmăresc. Sunt mulți despre care pot să spun. Tu ești, din câte observ, destul de ancorat în realitate și ești unul dintre puținii muzicieni din vechea generație care chiar mai ascultă muzică. Că asta e chiar o mare problemă în România. Foarte mulți din cei care cântau în anii 70-80 s-au îndepărtat total așa de... Nu mai sunt... la zi, nu mai ascultă, nu citesc, trăiesc doar din amintiri și cred că nu e ok pentru un muzician. Ai zis un lucru extraordinar, într-adevăr, și am trecut și eu printr-o perioadă de criză, când rămâi efectiv fixat ori pe o trupă, ori pe un stil, un gen anume, ori pe un muzicant anume, un instrumentist anume și rămâi acolo și te învârți în loc și nu mai trebuie să ieși, trebuie să te înveți să stai, gustă lucrul ăla, ok, aprofundează-l și ca instrumentist încerci să înveți să faci al tău niște porțiuni tehnice, după care te muți. Trebuie să accepti ideea că nu e singura muzică, sunt nenumărate alte muzici. Dave Weckl, unul dintre cei mai mari toboșari de jazz, jazz fusion. E unul din idolii mei. Eu nu pot să cânt ce cânt ala. E prea departe de mine. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place muzica lor sau Dave Matthews Band.
la fel în genul ăsta. Trebuie să faci un efort să te desprinzi și să înțelegi că muzica este ceva care îți place și te identifici cu ea și trebuie să fii parte din ea. Și toată e bună. Muzică și radio la Radio România Actualități. Tu cânti acum cu Under a Spell, o trupă americană. E vreo diferență în modul de a face repetițiile, de a compune, de a cânta în comparație cu ce făceai tu în anii 80 în România? Nu e așa de mare. Eu sunt de obicei cel mai intransigent, deși e cel mai dificil, fiindcă heavy metal înseamnă multă energie. Dar nu e așa o mare diferență. Eu încă vreau să apăs un pic pe pedală, mi se pare că se pierde mult timp la repetiții, de multe ori, în loc să cântăm, stăm și glumim și râdem și vorbim tot felul de tâmpenii, în loc să folosim timpul ăla mai efectiv. Dar în principiu, nu. N-am văzut așa o mare diferență. Fiecare trupă își face. Sunt unii mai intransigenți, e adevărat, alții mai puțin, dar și alții total lipsiți de sens, adică efectiv, nu contează, dă-i înainte. Eu sunt un pic mai intransigent, adică eu vreau să facă lucrurile bine, le scriu, îmi scriu părțile de tobe, fiindcă de multe ori vin cu lucruri și după aia spun, nu, că n-a fost așa, îmi pare foarte rău, asta este ce s-a cântat atunci, ce asta e ce am scris eu atunci. Înseamnă că asta trebuie să fie. A, păi o schimbăm. Aia e altă socoteală. Ce părere ai despre ce se întâmplă în acest moment sau în ultimii ani în rockul românesc? Nu cunosc așa de mult. Adică sunt foarte bun prieten cu Iris și i-am văzut, am fost la concert, am luat ultimul lor CD. Am văzut mai puțin din ceilalți, am văzut cântând și îmi place foarte mult și sunt niște muzicanți excepționali, adică nu se compară cu, adică numărul lor și valoarea lor nu se compară, Andrei Balașa și atâția, Nuțu Olteanu, nu. Sunt ăștia oameni care au cântat împreună cu alții până alte părți unde se cântă la alte nivele și putem să spunem că într-adevăr avem muzicanți excepționali aici, trebuie să fii mai mult curaj și să cânți ceea ce îți place, adică vezi tu, de multe ori noi muzicanții suntem vinovați că încercăm să cântăm ceea ce credem noi că o să le placă publicului și asta te depărtează de esența ta. Dar ce îți place ție să cânți ca muzicant? Că tu îți prezinți marfa acolo când vii. E marfa care o prezinți tu, e reală sau e doar dată cu vopsea un pic așa, cu spoială? Și asta e foarte important. Eu zic să aibă mai multe, tot ce aș spune, să aibă mai mult curaj. Mai mult joc de scenă, mai multă energie. Eu nu văd, afară de Nelu Dumitrescu, nimeni nu transpiră pe scenă. Nelu este cel mai tare toboșar la ora asta. După, ești prieten. Sunt un pic. Ai mai ținut legătura cu muzicienii de la noi? Da, cu Dan Bădulescu am ținut, din păcate l-am pierdut pe Sorin Chifiriuc, nu știu pe unde e. E prin Anglia. Așa am auzit și eu. Sper să o ducă bine, că este o mare pierdere, un băiat, un tip cu o capacitate mentală și creativă ieșită din comun, care nu mai folosește, păcat. Țin legătura cu frații Andrie și amândoi, în special cu Mihai, suntem foarte buni prieteni, și cu, oarecum cu băieții de la Iris pe Facebook, dar așa, în direct, un anume muzicant, nu, fiindcă i-am plecat de mult, iar cei tineri nu știu cine sunt, nu mă cunosc, n-am avut. Cu Adi Ilie am stat, Gabi Nacu, vai ce bun prieten am fost, continuăm să fim, fiecare pe drumul lui. Și cu Adi Ilie am fost la fel, am fost conectați, am stat de vorbă, ne-am schimbat mesaje, dar cam atât. Ok, Gelu, ce urmează pentru tine în viitorul apropiat cu Under a Spell? Ce aveți de gând să faceți? Al doilea CD, primul CD care l-am făcut, album care l-am făcut acum, a fost un fel de experiment și am învățat o grămadă lucruri. A durat 6 luni, iar eu am înregistrat 12 piese de multă energie în 3 zile. Iar am terminat și normal că n-au ieșit bine. Și când am cerut, ei mi-au zis că au ieșit foarte bine. Și eu le-am zis, zic, că ele se pot modifica foarte ușor. Adică în ziua de astăzi poți să faci schimbări, să retușezi, în special la tobe, tot felul de lucruri și le-am zis, nu schimbați nimic. Dacă nu e bine, o mai fac o dată. Nu, e perfect. După aia mi-am dat seama că nu era deloc perfect. Deci, multe lucruri de învățat. Și în special eu personal, adică am intrat din nou într-un nou curs, acum cum am spus, cu Todd Zuckerman și continui să studiez și de fiecare dată când am studiat intens,
după o perioadă de vreo lună, două, fără excepție. Cineva mi-a bătut la ușă, un telefon a sunat, cineva m-a căutat să cânt cu el, cu ei, cine erau acolo. Deci e posibil și lucrul ăsta. Eu vreau să rămân cu ei, vreau să colaborez cu ei, dar dacă mi se oferă și alte ocazii să cânt în alte trupe, în alte zone, n-am să zic nu. Deci continui să rămân cu ei, fiindcă îi țin foarte mult la ei, sunt niște oameni foarte buni și foarte determinați să facă ceva și sper să iasă ceva. Îți mulțumesc mult de tot. Am stat de vorbă cu Gelu Ștefan, fost baterist la Iris, Monolit, în trupa lui Dan Bădulescu și așa mai departe. A fost o perioadă frumoasă în anii 80, când viața show business-ului, e adevărat, de factură underground, era foarte, foarte activă. Nu erați voi dați la radio, la televizor era așa... Mai deloc. Mai deloc. Și cu toate astea, trupele astea aveau mare, mare succes. Tamis, cam toate concertele Iris în perioada aia erau sold out. Mulți mergeau pe principiu că oricum lumea venea că n-avea ce face. Eu nu sunt de acord. Eu cred că lumea venea că era chiar încântată de ce auzeam. Da. Pentru că de făcut aveai ce face ca și acum. Ca și atunci... Găseai ceva de făcut. Absolut, fără era, nu scria dacă n-ai ce faci, te să mergi la concert. No. Dar și oamenii erau mai entuziași, sau tinerii pe atunci erau mai entuziași și mai deschiși așa la evenimentele astea live. Nu era o problemă să dai, nu mai țin minte cât era, 10 lei un bilet sau nu? Parcă da, așa era. Da, ieftin. Da, ieftin. Și acum să știi că prin cluburi e ieftin și nu vine lumea deloc. Da, nu știu ce să spun. Da. Marketing, încă o dată, marketing. Îți mulțumesc mult, Gelu. Când o să mai ajungi prin România? Destul de curând, probabil în vreo lună, două. Ah. Am să mă întorc pentru o scurtă perioadă. Deci iarăși. Tu stai acum în Dallas, nu? Da. În Texas. Da. Și e ok pentru tine? Da, da, e un loc superb. Da. Acolo stă și Rob Halford are casă, să știi. Cine? Rob Halford de la Judas Priest are casă acolo. Oh, îmi pare bine. Bine, când mai ai ceva noutăți cu Under a Spell, chiar le aștept să le difuzez la radio. Și ascultăm în final acum încă o piesă cu Under a Spell și anume Judgment. Witches!